Coaliția este în fierbere după ce liderii PSD i-au ironizat la scenă deschisă pe partenerii de la PNL în cadrul Congresului de la Romexpo. Unii dintre liberali spun că nu mai este posibilă o colaborare cu PSD, iar alții merg mai departe și cer chiar ruperea coaliției de guvernare. Jurnalistul Euronews Octav Vasilescu vine cu detalii. Bun găsit! Partidul Social-Democrat a intrat în mod oficial în cursa pentru alegerile prezidențiale după ce Marcel Ciolacu a fost validat la Congresul Partidului Drept candidatul pentru alegerile prezidențiale și vedem au ales psd să marcheze acest moment printr-o serie de atacuri și ironii la adresa colegilor de la PNL și care ar trebui să fie în același timp principalii contracandidați atât la alegerile parlamentare cât și la cele prezidențiale. În replică, liberalii au început a să reacționeze după finalul congresului, foarte dur a reacționat chiar Rareș Bogdan, unul dintre prim vicepreședinții partidului, care a spus că nu se mai poate colabora cu PSD în acest fel, a condamnat foarte dur discursurile de la congres. A spus că a făcut chiar o paralelă cu ce se întâmpla în anii trecuți în PSD când vorbeau foarte mult anti-PNL, social-democrații, și spune că nu s-a schimbat cu nimic Partidul Social-Democrat în ultimii ani, chiar dacă se vorbește despre reformarea acestuia și îl compară pe Marcel Ciolacu cu liderii din trecut ai Partidului. De asemenea, Adrian Cosma a propus convocarea de urgență a unui birou politic la Partidul Național-Liberal în care să se discute inclusiv despre retragerea ministrilor liberali din guvernul. Ciolacu până la finalul acestor alegeri și foarte, foarte mulți alți lideri ai PNL au reacționat pe Facebook în principal la seară. Nu în ultimul rând și președintele Nicolae Ciucă a spus că nu ar fi nevoie de astfel de discursuri în acest moment, deoarece coaliția a oferit stabilitate, însă dacă se va continua în acest fel, va face tot ce stă în putință, astfel încât Marcel Ciolacu să nu devină următorul președinte al României.